mâine e prima ședință apartamentului. La ce să ne așteptăm? Deci eu cred că mâine va fi doar ziua constituirii Parlamentului, dar mai sunt și alte propuneri. Astăzi vom decide probabil ce se va întâmpla mâine. Practic, toate sunt puse la locul lor. Este necesar doar ca și tovarășii comuniști să dorească ca mâine să continue ședința Parlamentului cu o mică întrerupe, deoarece așa este prevăzut de către Constituția Republicii Moldova, că pentru constituirea fracțiunilor se dau, pare mi se, 10 zile. Consider că în această situație, în această situație de criză politică, criză economică, 10 zile este foarte și foarte mult. Și așa noi, din cauza conducerii Partidului Comuniștilor, celor care, conform Constituției, au dreptul de a convoca prima ședință a Parlamentului, am pierdut foarte și foarte mult timp, aproape o lună de zile, pentru că ei s-au plimbat pe la Antalii, pe la Sochi, prin alte, mă rog, locuri de odihnă. Totul avem și o să vă anunțăm la momentul cuvenit. N-a venit astăzi. N-a venit astăzi. Dar e adevărat că aveți probleme în alianță? Nu este adevărat. Eu vreau să vă spun că oponenții noștri politici, bineînțeles că nu dorm. Eu cred că este imposibil de a schimba cursul european a celor 53 și vom face totul pentru a depăși aceste momente de criză politică, economică în Republica Moldova.